Tragedie în județul Mureș. Un copil de 5 ani a murit după ce a fost împușcat mortal de fratele său de 8 ani. Cei doi se aflau la un picnic împreună cu familia. Copiii s-ar fi jucat cu o armă lăsată nesupravegheată de un angajat al ocolului silvic. O ieșire la iarbă verde s-a terminat cu o tragedie pentru o familie din Mureș. Oamenii se aflau la un picnic din localitatea Mădăraș. La întâlnire s-a aflat și un angajat al ocolului silvic. Arma acestuia a fost găsită de doi copii de 8 și 5 ani. Băiatul mai mare s-a jucat cu pistolul cu aer comprimat și și-a împușcat din greșeală fratele. Polițiștii au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul că la marginea unei păduri dintre localitățile Păneci și Mădăraș din județul Mureș, un minor ar fi fost împușcat cu o armă cu aer comprimat, fiind în stare de inconștiență. Primele cercetări efectuate au relevat faptul că un minor de 8 ani, în timp ce se afla cu familia și cu alte persoane la o cabană situată între localitățile Păneci și Mădăraș, ar fi manevrat o armă neletală cu aer comprimat, care ar fi fost lăsată nesupravegheată și astfel ar fi rănit în mod accidental pe fratele acestuia de 5 ani. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe băiețel. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a lămuri circumstanțele în care a murit copilul.